Singura biserică din Giurgiu care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Haralambie și-a sărbat astăzi hramul. La slujba oficiată de preasfințitul Ambrozie și un sobor de preoți au luat parte zeci de credincioși care au venit să se închine și să aducă daruri spre cinstirea Sfântului Haralambie. Preoții au încununat cu rugăciunile lor slujba dedicată ocrotitorului Sfântului Lăcaș. Nu faceți altceva decât să plăsniți pe patronul, ocrotitorul acestui sfânt locaș, care este Sfântul Haralambie. Deci este un întreit aspect, aș putea spune. Este chiar și ziua onomastică a bisericii, care o putem considera ca întemeiată la cinzecime, iar acum ca biserică în sărbătoare ce își plăsnește ocrotitorul. După încheierea slujbei, credincioșilor li s-au împărțit sarmale. Mâncarea a fost pregătită de un grup de enoriași care fac acest lucru an de an. De ce ați venit astăzi la biserică? Pentru Sfânta zi de azi, să ne ajute Dumnezeu nou și la copilașii noștri și la toată lumea, sănătate multă. Veniți în fiecare an aici? În fiecare an nu mai iasmă și acum stăm să mâncăm și sarmale, că am mâncat și anul trecut și rău bune. Da, da. Veniți în obiceiște? Din obișnuință, păi dacă avem 80 de ani, închipui și stăm pe aici pe șosea, venim și cu toate vecinele. Mama, băiatul meu e călugăr la Piatra Neamț, fiind aici, îl cheamă Haralambie acolo. Da. Dumnezeu să aibă chipul. Ei, hram o biserică. Sfinți și luni, hram o biserică, stăm aici în cartier, avem părinții, copii, care avem aici îngropați și trebuie să fim prezenți. În fiecare an aici? În fiecare an, în fiecare săptămână. Deci, am făcut sarmale, așa cum e datina la noi. Pentru cine ați făcut? Pentru hram, în special pentru morții pe care avem, cum am specificat, părinți, bunici, copii și așa mai departe. Sfântul Haralambie a trăit pe vremea împăratului roman Septimiu Sever, propovăduind credința în cetatea Magnezia, unde a și fost hirotonit episcop. La o vârstă înaintată a fost arestat și a suportat chinuri greu de imaginat pentru a se lepăda de Hristos. Cu toate acestea, nu s-a îndepărtat de credință, ci a reușit să îi aducă și pe alții, inclusiv pe fica împăratului. În final, episcopul Haralambie a fost condamnat la moarte prin decapitare, dar a murit în temniță înainte de a-i se tăia capul la începutul secolului al III-lea.